fiecare dată acest eveniment major în cultura națională este foarte așteptat de publicul de la noi. Mai întâi pentru că 49 de ediții vorbesc de la sine, înseamnă că acest eveniment este unul consacrat. Și în acest an încercăm să păstrăm această atitudine față de Festivalul Internațional de Muzică Mărțișor, ca și față de unul dintre cele mai importante evenimente din viața culturală a Republicii Moldova. În acest an vom avea reprezentanți a 11 țări care vor participa în cadrul mai multor spectacole la sălile pe care le-am enumerat, spectacole extraordinare și inedite, care bineînțeles că merită atenția publicului și merită ca lumea să vină în sălile de spectacol. Vom avea 48 de spectacole în total, și dintre care și vom avea 26 de spectacole în teritoriu. Unul din punctele forte de atracție a Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor va fi, ca de obicei, concertul de deschidere. Concertul de deschidere este conceput în cele mai bune tradiții ale Mărțișorului, care a fost zămislit ca un festival în fond de muzică clasică. De aceea, concertul de deschidere, în premieră, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta după mulți ani, va fi un concert extraordinar de muzică clasică. În acest concert ne vom bucura de prezența inedită a mai multor artiști de la noi care astăzi concertează în special în scenele din afară. Avem un mare violonist în ospeție la Festivalul Mărțișor, care este Gabriel Croitoru, violonistul român care s-a consacrat și a consacrat și muzica națională clasică românească, dar și cea internațională, va veni și dânsul în concert în Republica Moldova, la Filarmonică. Avem prezențe inedite, precum un ansamblu al radioteleviziunii Așai chineze, care va evolua la sala cu orgă, și acest lucru este un punct de atracție, de asemenea, a festivalului nostru. Avem, de exemplu, un lucru care mă bucură pe mine foarte mult, un concert extraordinar la Filarmonică, care se va numi Basarabia Folk, și în care vom avea bucuria să-l revedem pe maestru Iurie Sadovnic, secundat de cei mai buni interpreți de folk din Republica Moldova, precum Vali Bogean, precum deci cei doi interpreți de la Catarsis, precum Maria Mocanu și așa mai departe. Un spectacol de folk care nu s-a mai întâmplat de mult în Republica Moldova și în Chișinău. Teatrul Național de Operă și Balet, care în data de 7 martie ne va prezenta un concert inedit cu o orchestră mare de muzicanți, dintre cei mai buni muzicanți din mai multe orchestre din Republica Moldova, peste 100 la număr, și care vor, sub bagheta tânărului și promițătorului dirijor Dumitru Cârciumaru, care va dirija un divertisment de excepție, în care vor participa mari maestri Mihail Muntean, Elena German, dar și tinerii noștri, Mariana Bulicanu, Igor Țurcanu, Ion Timofte, Lilia Șolomei, Gulnara Răileanu, Valeriu Morus, Tatiana Busuioc, un concert regizat într-un context absolut nou, în care vor participa foarte mulți muzicanți și interpreți tineri, dar și cei consacrați, un concert folcloric, un concert prin care vom aduce tribut minunatii muzicii populare din Republica Moldova și în care se va produce celebra formație Lăutarei condusă de maestru Nicolae Bodgros, precum și alături de ea câteva formații folclorice profesioniste care vin să aducă la cunoștința publicului spectator tradițiile muzicale ale popoarelor conlocuitoare de la noi, ale găgăuzilor, ale bulgarilor, astfel că, deci, formațiile Rodolubie, Cadânja, Enigma Romilor și așa mai departe, Chedem, vor fi prezente în acest evantai folcloric care va încununa opera
Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor. Acest concert de deschidere este un remake al primului festival din 1966, care a fost exact așa conceput, cu muzică clasică, cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii, cu cele mai mari nume de la operă și cu cei mai mari instrumentiști. Asta a fost. Deci ideea și conceptul, de fapt, cred că toți cunoașteți că această idee le aparține lui Alexandru Fetcu și Gleb Ceaicovski-Mereșanu, pe atunci conducătorii filarmonicei. Și noi ne bucurăm că acest concept, anul acesta, a fost acceptat.